structura de conducere a alianței și să găsim formule comune, nu doar pentru USR, ci pentru alianță. Noi, în partid, în plus, și acolo avem păreri, orientări diferite, dar căutăm să dezvoltăm o cultură organizațională inclusivă, care să includă pe toți și, vedeți, și astăzi, și acum am stat o zi și jumătate și am discutat pe niște propuneri pe care le facem colegilor din partid, pe care le facem colegilor din alianță și mi-aș dori să putem găsi formula aceasta inclusivă prin care să lucrăm și la nivel de alianță. În așa fel încât să nu ajungem în situația în care unii să fie obligați sau să fie determinați să facă anumite declarații unii împotriva celorlalți. Eu cred că noi trebuie să găsim forma prin care să dialogăm suficient de mult între noi, pentru că atunci când ne exprimăm, chiar dacă pot să fie puncte de vedere și opinii care se diferă, ele să aibă un fond comun și membrii și susținătorii noștri să înțeleagă și să vadă care e coerența diferitelor păreri și puncte de vedere.